Moldova poate conta pe susținerea Franței și a Uniunii Europene. Este declarația președintelui francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în țara noastră. Demnitarul a menționat că statul francez transmite un mesaj pozitiv și clar față de cererea depusă de Moldova pentru aderarea la UE. Totodată, la conferința de presă susținută alături de președintele Maia Sandu, liderul de la Elisee a mai declarat că situația din regiunea transnistreană este o problemă care trebuie rezolvată, dar nu un obstacol în calea parcursului european al țării noastre. De asemenea, Maia Sandu și-a arătat speranța că cererea Moldovei de aderare la UE va fi sprijinită de statele membre ale Uniunii Europene la summitul de la Bruxelles, care se va desfășura în perioada 23-24 iunie. Această candidatură va fi dezbătută cam în 10 zile cu ocazia Consiliului European, care va avea loc pe 23 și 24 iunie pe baza unui aviz oficial care va fi emis de Comisia Europeană. Franța își va juca cu această ocazie în mod deplin rolul de președinte pentru a permite să se ajungă la un consens care să recunoască amploarea eforturilor realizate și legitimitatea poporului moldovenesc de a se alătura Uniunii și, având în vedere situația pe care o traversăm și pe care am descris-o, să transmitem un mesaj pozitiv și clar față de cererea pe care ați depus-o. În plus, doresc să ofer garanții de cooperare accelerate pentru Moldova, care nu înlocuiesc procesul de aderare, dar care au ca scop să deschidă modalități de solidaritate și de cooperare concrete cât se poate de rapid. Deci dorim să transmitem un mesaj pozitiv și clar în ceea ce privește NATO. Extinderea Uniunii Europene nu poate fi singurul răspuns pe care îl dăm nevoii de securitate din vecinătatea noastră. Trebuie să existe un pilon apărare și securitate, deci un capitol apărare și securitate de aceeași natură ca și articolul 5 al tratatului NATO. Noi ne dorim să devenim membri ai Uniunii Europene cât mai repede, dar suntem realiști. Sunt procese pe care trebuie să le realizăm. Foarte important, trebuie să reușim să construim instituții independente și puternice care să asigure bună guvernare.